Vreau să fiu foarte ferm în acest sens și am cerut și colegilor de la Direcția Sănătate Publică NAMS și colegilor de la Inspectoratul Județean de Poliție NAMS că atunci când există persoane care nu respectă zona de carantinare și perioada și condițiile prevăzute de lege, fie zona de autoizolare și condițiile prevăzute de lege, cât și timpul cel de 14 zile, și ies din zona de autoizolare sau mai grav din zona de carantină, pentru că cei care sunt în carantină sunt mai, să zic, există un risc mai mare, pentru că vin dintr-o zonă roșie din exterior, să se aplice gradul maxim al amenzilor pentru a descuraja publicul și concetățenii noștri de la astfel de inițiative greșite și pentru a da siguranță și încredere restului locuitorilor județului Neamț că organele statului își fac treaba și au măsuri ferme în a descuraja astfel de acțiuni.